Bună ziua, doamnelor și domnilor, Magda Popescu sunt, urmăriți o ediție specială a emisiunii Analiza Zilei de la Antena 3 Vâlcea. Iată, suntem într-o perioadă în care așteptăm cu toții Sfânta Sărbătoare a Paștelui și atunci m-am gândit că ar fi potrivit, nimerit, să discutăm cu oameni care slujesc biserica, îl slujesc pe Dumnezeu și care fac lucruri extraordinare. Astăzi mă aflu la Mănăstirea Arnota din județul Vâlcea, iar alături de mine este stareța Ambrozia, cea care de 16 ani este maică stareță aici și face ca lucrurile să fie minunate, atât pentru maicile care sunt aici la Mănăstirea Arnota, dar și pentru credincioșii care vin și se roagă. Bună ziua, mulțumim că ne-ați primit aici la dumneavoastră. Doamne ajută și bine ați venit! Spuneți-mi, este într-adevăr o perioadă cu adevărat specială, unică, în fiecare an așteptăm cu toții sărbătoarea Paștelui. Cum vă pregătiți aici la Arnota? Ne pregătim în primul rând sufletește, duhovnicește și cred că asta ar trebui să facă fiecare. În general, oamenii în lume știu că sărbătoarea Paștelui înseamnă miel și ouă roșii. Însă, de fapt, să nu uităm că noi aici sărbătorim învierea lui Hristos și ăsta este lucrul minunat. Pentru că El ne-a scos prin jertfa Lui din iad și ne-a dus în rai, ne-a dus în împărăția Lui și asta este ceea ce noi nu trebuie să uităm și pe ceea ce trebuie să punem accent. Să mergem la biserică, să ne spovedim, să ne împărtășim și să ne pregătim așa cum se cuvine de învierea Domnului. Bun. Știu, maică, că aici la Arnota maicuțele sunt foarte harnice și foarte pricepute și chiar ele produc, ca să spun așa, aveți o mică linie de producție de produse cosmetice și nu numai, siropuri, ceaiuri, tot felul. Mi-aș dori tare mult să vorbim astăzi despre ele. Sigur, așa este. Noi am încercat pentru că, în general, mănăstirile au dus mai departe tradițiile noastre populare și am încercat să facem aceste produse care nu au în ele chimicale. Asta este lucrul cel mai important. Și de aceea și facem și creme, pentru că, practic, prin pielea noastră se hrănește întreg corpul. Lucru mai puțin știut. Mulți nu dau importanță, se mulțumesc cu o cremă de 1 leu, 2 lei, 3 lei, dar cu siguranță că la un asemenea preț nu poate avea în el decât chimicale. Și poate într-o primă fază face bine, însă folosit îndelungat, ea sigur dăunează sănătății. Și v-ați gândit să produceți aici la Arnota, iată, produse bio, da? Pentru îngrijirea pielii și nu numai. Da, da, așa este și am început încet, încet să le și notificăm. Am făcut și am reușit să și notificăm o cremă de mâini hidratantă și foarte bine cu ulei de mușețel și gălbenele. O aveți ulei, aici? Da, sigur. Vă rog. Uleiuri macerate aici de noi sunt acestea. Adică îi culegem plantele, le uscăm la umbră, punem uleiuri peste ele, acesta înseamnă macerat, și apoi le folosim. În ele și ulei de tămâie, la fel, macerat de tămâie. Tămâie pe care și noi o cumpărăm mai departe, tămâie adusă naturală, adusă chiar de departe din Yemen, punem peste ea ulei și toate aceste ingrediente le folosim pentru această cremă. Pe care vă recomand și este o cremă minunată. Da? Da. Cât durează, iată, să produceți o asemenea cremă ultra bio? Efectiv, ultima fază este ușoară și nu durează așa de mult pentru că practic mixezi ingredientele, să spunem. Da. Și trebuie să te miști și destul de repede pentru că altfel ea se întărește și trebuie pusă cumva călduță și lichidă în aceste recipiente. Însă prepararea ei durează mai mult, necesită un timp mai îndelungat pentru că trebuie să te gândești de când culegi plantele, cât durează să le ții la macerat. Deci practic timpul nu este efectiv doar partea asta de... Am înțeles, asta am întrebat. Deci de când, practic de când culegeți... Da. Păi fiecare plantă are timpul ei și vremea ei. Sunt primele care apar acum, cum sunt trei fraspătați și botica cucului care apar încă de acum și le folosim. Însă până târziu, cum sunt merișoarele pe care le culegem deja după ce dă bruma,
Deci toată vara și toamna, practic, culegem plante. Mugurul de brad, care este tot așa mai spre începutul toamnei și care sau sfârșitul verii și care este foarte sănătos și pe care îl folosim în siropurile de tuse și este foarte bun și pentru ceai, tot pentru căile respiratorii. Mai ales acum cu această viroză, chiar sunt necesare și foarte bune. Eu sunt sigură că în perioada pandemiei de COVID-19 nu ați întâmpinat greutăți, pentru că v-ați tratat, iată, bio. Da, să știți că chiar am avut și noi la un moment dat, nu ne-au ocolit nici pe noi, însă am scăpat destul de ușor și repede și ne și întrebam, n-am fost bolnave, am scăpat ușor, am trecut ușor peste asta. Bun, deci haideți să ne ducem la această cremă de mâini cu mușețel și tămâie. Deci, practic, dumneavoastră culegeți plantele, le pune. Cât durează această perioadă de macerare? Bănuiesc că trebuie să... Durează, da. Ea durează între 30-60 de zile, depinde și de plantă, de produs. Tămâia o ține mult mai mult, de exemplu, până se macerează. Da. Și cumpărăm uneori și uleiuri esențiale și le folosim, nu producem noi uleiurile esențiale, noi produse de noi sunt maceratele pe care le punem în aceste. Aveți și o mini linie de producție, adică cumva pe unde trec toate aceste plante și ajung să se transforme în cremă sau în sirop? Avem un atelier și vrem acum să încercăm să ne extindem, să facem, să cumpărăm și ceva utilaje pentru mixare la cald, pentru dozare, să ne ușureze cumva munca. Acum sigur că ceea ce producem este la o cantitate mult mai mică, pentru că v-am zis, de altfel nici nu te descurci așa, făcând efectiv, tradițional, cum ar face un om. Da. Bun. Poate fi cumpărată de aici de la dumneavoastră de la Arbuța. Da, de sigur că. Cei care vă trec praf. Da. Apoi avem și o cremă pentru piele sensibilă, o numim noi. Ea practic este o cremă pentru, se poate folosi foarte bine pentru față, pentru un ten mai uscat, într-adevăr. Conține în ea și un de shea și acesta e un pic, îi dă un pic o anumită consistență. Și pe care, la fel, toți cei care au folosit-o chiar ne-au mai cerut și au fost mulțumiți. S-au declarat mulțumiți de ea. Da. La fel, da. Produsele sunt... Da, conține unt de cacao, shea, ulei de argan, de migdale, de struguri, ulei de avocado, de crin, tămâie de asemenea, smirnă, acid chialuronic, o enzima Q10, colagen, proteină de mătase, uleiurile așa, adică toate aceste uleiuri care sunt foarte, foarte hrănitoare și necesare pielii. Aceste uleiuri, bănesc că le achiziționăm și noastre din altă parte. Da, bineînțeles. Însă încercăm întotdeauna să fie tot așa produse mai bio și naturale de pe site-urile de pe care le cumpărăm. Pentru că, bineînțeles, că nu avem cum să producem noi. Mă gândesc, alte gen de ulei. Chiar unele ulei, acidul hialuronic, le-am mai achiziționat din Germania. Încercăm așa să ne descurcăm și noi cum putem și pentru ca produsul finit să fie de cea mai mare calitate, cea mai bună calitate. Bun. Haideți să mergem mai departe. Săpunurile mi s-au părut mie foarte interesante. Da, săpunurile, acesta de exemplu este un săpun de Alep, renumitul săpun de Alep. Rețeta este chiar după săpunul de Alep, este cu ulei de dafin și cu ulei esențial de dafin și cu macerat de noi, dar și cu ulei de esențial și conține unturi și uleiuri saponificate pe care tot așa nu le cumpărăm de-a gata, aici direct le saponificăm când facem acest săpun și e un săpun foarte hrănitor pentru piele. Săpunul de Alep este renumit. Okay. Și nu numai, facem săpunuri cu uleiuri de acele macerate ale noastre, uleiuri de gălbenele, uleiuri de mușețel, care la fel fac foarte bine. Ulei de ricin, care conține foarte multă vitamina E. Bun uleiul de ricin. Și sunt tot așa produse naturale, bio, cum spuneți dumneavoastră. Și ele nu conțin, au un termen de valabilitate foarte mare, pentru că nu conțin niciun fel de conservant. Și atunci, de obicei, când iei un săpun care miroase frumos, maica încearcă să facă, să fie și un pic artistă, să facă tot felul de peisaje și multe dintre ele sunt
foarte frumoase. Foarte drăguțe, da, sunteți, da, foarte creative. Seamănă cu prăjituri, nu avem în momentul ăsta, cred că pot să vă arăt, dar da, sunt minunate și ești tentat să le iei și să le păstrezi. Însă dacă se drag de ele, da, să le vezi. Da, însă dacă le păstrezi, ele te-și pierd termenul de valabilitate, ajungi până la urmă să le păstrezi pur și simplu, doar ca pe un bibelou, da. Da, așa că recomand celor care le achiziționează să le și folosească oricât ar fi de frumoase. Și să vină să mai cumpere dacă chiar simt nevoia, da, nu? Bun, așadar săpunuri naturale cu un termen de valabilitate foarte mare. Siropul acesta de tuse, mai ales în această perioadă, mi se pare potrivit să discutăm despre el. Da, este un sirop pe care l-am dat foarte bine în perioada pandemiei, un sirop pe care l-au dat foarte bine copiilor și le-a făcut foarte bine, adică celor cărora le-am dat, ne-au mai sunat și ne-au mai cerut. Am dat foarte multe din ele și la București și s-a avut chiar foarte mult succes și mi-au și spus că este așa cum știau ei siropul când erau mici, siropul, dar a avut și efect, că altfel nu ne-ar fi cerut. Și pentru copii chiar ne-au solicitat. El are pătlagină, cimbrișor, șovârf, muguri de brad și de șneapăn și este îndulcit cu zahăr invertit, deci nu este cu zahărul ca să nu fie atât de toxic. Nu este făcut cu miere, însă este făcut cu zahăr invertit, pe care îl facem noi aici, zahărul invertit. E important, mai ales că știm că zahărul, da, este, da, nociv, tocmai, da, 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 organism. Și toate aceste plante pe care le culegem, ne ducem sus la munte, nu e ușor să mergem după ele, dar i-am mai dus. Ne-am dus odată și pe Transalpina să culegem, așa, și pe Transfăgărășan am ajuns. Ne-am bucurat și de peisaj și am și cules. De unde le culegeți? Da, 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 și sus la noi, la vârful lui Roman, mai sus de Hărez, de acolo unde ne ducem și culegem și bujorul de munte, renumitul sirop pe care îl facem. Acolo sunt și merișoare și afinele, într-adevăr, nu le cumpărăm noi, pentru că, adică nu le culegem noi, pentru că sunt foarte greu de cules și acelea le cumpărăm. Dar tot de la oamenii din sat care le culeg tot de pe aici, adică sunt tot naturale. Nu sunt din acestea de crescătorie, sunt de munte. Mm-hmm. Și diferența este, se vede. Se vede, nu? Da, da, e, da, una importantă. Sunt mai mici, nu sunt la fel de frumoase la aspect, însă sunt, gustul este mai intens. Da. Bun. Ce ar mai fi de prezentat din ce avem aici? Mai facem tot așa cremă, o cremă pentru răni, pentru psoriazis, o cremă pentru tăieturi, cu care are pe lângă uleiurile de gălbenele și mușețel și ulei de rostopască, care vindecă foarte bine rănile. În plus, apa pe care o folosim este o apă pe care tot noi aici o producem, apă de lavandă sau apă de trandafir. Deci nu punem apă pur și simplu de izvor și acelea în sine sunt foarte hrănitoare și pe ele le avem pentru, efectiv, foarte hrănitoare pentru ten. Conțin multe vitamine și pur și simplu pe vreme zilele însorite, un puf, pentru că avem o sticluță cu pulverizator, face foarte bine și răcorește foarte bine tenul și îl calmează, uh-huh, îl protejează de razele solare. Da, mă gândesc că toate aceste creme despre care noi vorbim acum, dumneavoastră le-ați încercat. Da, bineînțeles. Da, și, da, funcționează. Da, și funcționează. Adică vorbiți din propria experiență. Da, da, funcționează sigur. Așa. Mai avem aici încă una, o cremă am făcut mai, chiar și maica s-a extins, o cremă pentru călcâi, o cremă emolientă, hidratantă, da, care la fel protejează foarte bine și hrănește foarte bine pielea uscată. Bun. Mai avem. Ce mai avem? Avem, am văzut, și ceaiuri. Da. Avem ceaiuri pe care le culegem tot așa din muntele din jurul mănăstirii. Salvia este plantată de noi în grădină și salvia este de la noi ca și lavanda. Ele sunt și foarte aromate și foarte benefice, foarte sănătoase. Mugurii de brad, așa cum vă spuneam, da, de la munte, coada șoricelului și tot felul de ceaiuri pe care le avem și plante pe care le culegem aici în jurul mănăstirii. Am înțeles. Aveți, de asemenea, am văzut că produceți, că suntem aici în magazinul de prezentare și magazinul
mănăstirii, doamne și domnilor, de unde puteți să veniți să cumpărați aceste produse. Aveți și miere, aveți și dulceață. Aș lua eu un borcan de miere despre care să vorbim. Așa. Aici ați luat un borcan de miere polifloră, avem și miere de rapiță și miere de salcâm și miere doar de floarea soarelui. De fapt mai este doar un pic și maicile vor pleca imediat după Paște, a doua zi de Paște vor pleca în pastorală cu stupii. Avem 50 de stupi și e o foarte multă muncă și nu e deloc ușor, e greu să te duci, să stai cu stupii în pastorală, însă ce așa cum... să stai cu stupii în pastorală? Se duc și stau efectiv acolo, avem și o rulotă și maicile stau chiar ele acolo, muncesc și în fiecare zi trec, chiar îmi spunea maica, se plângea că condițiile climaterice sunt foarte ciudate, nu mai este ceea ce era odată și trebuie permanent să verifice stupii pentru că apar tot felul de anomalii. Asta zic, este multă muncă. Unora poate li se pare că este un preț mai ridicat, însă munca trebuie și ea plătită, că este păcat. Întotdeauna, întotdeauna munca trebuie plătită și trebuie valorizată. Și trebuie respectat omul care o face, pentru că practic prin acest preț îți arăt și respectul pentru cel care chiar se jertfește acolo să stea. Păi da, mă gândesc că, uite, sunteți ca niște albinuțe, nu? Da, da, este o viață foarte frumoasă și cel puțin aici la stup este foarte pasionantă dacă te apuci. Maica este un stupar minunat, da. Da, toată lumea o laudă, într-adevăr, și producția este bună, dar și munca este foarte mare. Dacă faci ce faci cu pasiune și rezultatele o să apară. Eu v-aș mai aduce pentru că mai avem niște siropuri și de care vreau să-mi vorbiți, uite, de merișoare. Avem aici siropul de merișoare și acesta la fel, știu că merișoarele sunt foarte bune pentru imunitate, pentru a fi consumate de copii care de multe ori fac nazuri. Ele sunt un pic acrișoare, nu? Sunt acrișoare pentru că au un conținut foarte ridicat de vitamina C. Dar este un sirop, acesta este și făcut cu miere, este un pic mai gros, însă este extrem de sănătos și cel puțin pentru perioadele astea de pandemie, mă refer, da. Ele au fost de un real folos. Cătină nu avem noi aici în zonă, nu se face, însă noi cumpărăm și cătină și cu siropurile astea, sucurile pe care le facem pe moment atunci de cătină și merișoare, cred că și astea ne-au păzit foarte bine de răceală și ne-au ferit așa de toată pandemia aceasta și de toate bolile. Da. Bun, și în afară de, uite, a produce aceste minunății, aceste lucruri care practic ne ajută să trăim sănătos, ne ajută să nu ne îmbolnăvim de multe ori dacă înțelegem să fim cumpătați și să apelăm la genul acesta de produse, chiar dacă, așa cum spuneați dumneavoastră, prețul uneori poate părea mare. Ce mai faceți aici la Arno, dacă știu că nu stați degeaba? Mai facem și un, ca să termin așa cu produsele astea cumva sunt, mai facem și un vin de coacăze, avem coacăze. Într-adevăr, el are conținut de zahăr. Este însă, acela? Da, da. Însă el este la fel un pahar dimineața, un păhăruț dimineața, este foarte, foarte tonic. Dimineața. Adică nu este... Unii mai conduc... Dacă conduc, atunci sigur să-l ia la masa de prânz sau poate chiar, dar este destul de energizant seara, și în general seara este bine de evitat. Sau poate cine are somnul liniștit și conștiința curată și doarme bine, atunci să-l ia și seara. Deși care nu pot să doarmă noaptele au conștiința curată? Nu neapărat, dar de multe ori grijile vieții astea te fac să nu poți să te detașezi de ele și să răpească minunatul somn de care toți avem nevoie ca să ne refacem. Așa este. Așadar, să ne întoarcem la vinul de coacăze. Da. Deci acest vin, v-am zis, este un vin foarte energizant, la fel îl producem noi aici și îl recomand la fel, cu toată căldura. Este... Dimineața sau la prânz, de niciun caz seara, da? Pentru că cred că mulți dintre noi avem grijile noastre, suntem bântuiți de
toate lucrurile care trebuie să le facem și trebuie să le facem ieri, nu Da, azi. da, da, Adică... da. Păi de asta zic că de aici apare că vorbeam de somn. Da, da, Atâtea griji, într-adevăr, te simți permanent în urmă cu timpul. Simți că nu ți ajunge niciodată și din și păcate, atunci... dar în ultima perioadă, parcă cu toții simțim această apăsare a faptului că nu mai avem timp. Da. Dar de fapt poate nu ne mai dăm timp, nu? Da, da, exact, asta vreau să zic. Trebuie să încercăm să ne detașăm și să facem atât cât putem. Și dacă o să încercăm să facem atât cât putem și cât ne va ajuta Dumnezeu, chiar ne va ajuta și vom face multe. Dar fără să avem acest stres al, aoleu, aoleu, n-am făcut, aoleu, mai trebuie să fac. Să reușim să le lăsăm acolo, să le așezăm în mâinile Domnului și vom reuși să facem multe. Această agitație în care trebuie să ajungi în trei locuri deodată și până la urmă, dacă te stresezi foarte tare, nu mai ajungi nicăieri. Da, da, exact de asta zic. Mai bine tragi aer în piept, zici o rugăciune sau măcar faci o mică cruce, Doamne ajută-mă, și atunci încet o să reușești să parcurgi, nu simultan, dar pe rând o să le faci pe toate trei pe care ți le-ai propus. Bun, mai avem produse așa de... Așa și dumneavoastră ați venit de dimineață și o să vedeți că o să ajungeți departe astăzi. Da, da, chiar m-am pregătit să ajung cât mai, cât mai devreme. Mai avem produse de prezentat? Mai facem uneori, avem și atelier de un mic atelier de broderie și mai facem... Tot mă gândesc că o să mergem să-l vedem, nu? Da, putem să încercăm și un mic atelier de pictură. Încercăm așa cât putem să ne diversificăm activitatea și să acoperim, v-am spus, aceste tradiții pe care de fapt au fost păstrate prin mănăstiri, în cadrul mănăstirilor. Da, faceți într-adevăr lucruri importante, că păstrați aceste tradiții vii, că nu ne lăsați să uităm cine suntem, cine au fost înaintașii noștri. Și cumva, având acest trecut important pe care dumneavoastră, iată, îl păstrați, să privim cu încredere spre viitor. Spuneți-mi, conduceți această mănăstire de 16 ani și aș vrea să vă întreb cum ați decis că ar trebui să luați această cale, adică să renunțați la viața pe care o știați înainte și iată să veniți aici la mănăstire. Cred că aș putea spune că nu eu l-am ales pe Dumnezeu, ci Dumnezeu m-a ales pe mine. Eu am simțit că nu mai e în cap acestei vieți, că nu mă mai mulțumește ceea ce făceam și așa am ales să vin la mănăstire. A fost o hotărâre destul de grea, prima dată te sperie ideea asta, dar până la urmă e un alt mod de viață, nu e nimic de speriat în ea și suntem și noi tot oameni, doar că încercăm ca tot ceea ce facem să-i dăruim lui Dumnezeu și încercăm să ne luptăm cu firea mai mult decât o fac cei din lume, că practic același lucru ar trebui să facă și cei din lume. Însă noi aici suntem mai focusați, ca să zic așa, pe aceste neputințe ale noastre și încercăm să le depășim. Sunteți cumva mai căstareță și privilegiată și privilegiate, pentru că iată în acest cadru natural absolut senzațional. Veneam încoace pe drum și mă uitam, imaginile sunt de păstrat în suflet. Adică cumva reușești să creezi o legătură aici cu Dumnezeu, te ajută și ambientul. Sigur că da, este ctitoria lui Matei Basarab și el însuși și-a dorit să-i fie aici necropola familiei pentru că spunea el este departe de răutățile lumii. Și acum este greu accesibil, atunci era cu atât mai mult și într-adevăr această înălțime te ajută și sufletește să fii mai, să te detașezi de problemele lumii pe care le lași la picioarele tale, așa cum ziceați, te uiți de pe munte și le vezi pe toate jos acolo și te... Le vezi mici, da. mici și la un moment dat dispar cu totul, nu mai există. Da, da. Bun, vorbiți un pic de istoricul acestei mănăstiri, pentru că mi se pare important să îl cunoaștem, iată, de la cineva foarte bine informat și documentat.
Da, ceea ce îi da cea mai mare valoare mănăstirii este faptul că aici este mormântul lui Matei Basarab, că el a fost cel mai mare ctitor al neamului nostru românesc, a fost un foarte bun conducător de țară, un foarte bun gospodar. În vremea lui a înflorit foarte bine și cultura și meșteșugurile, adică țara românească a avut o dezvoltare extraordinară. A fost un foarte bun diplomat, Matei Basarab, și el își odihnește somnul de veci aici la Arnota. Biserica este chiar ridicată de el la începutul domniei. Legenda spune că Matei Basarab era urmărit de turci atunci când pentru ocuparea tronului. Aceștia vreau să-l decapiteze și era împreună cu un arnăut devotat al lui. Turcii i-au urmărit 3 zile, nu au reușit să-l prindă, dar nici nu le nu-i lăsau să nici nu fugeau. Și atunci a făcut schimb de haine, a fost o busculadă, turcii l-au prins pe Arnăut și i-au tăiat capul Arnăutului. Trebuie recunoștință că a fost salvat și că a reușit să scape cu viață. Matei Basarab a promis că zidește această biserică din cărămidă pe acest loc. Se pare că exista, așa ne spune Paul de Alep, că exista aici o bisericuță de lemn cu hramul Înălțării Domnului, ridicată de tatălui Matei Basarab, al cărui mormânt de asemenea este aici în pridvorul mănăstirii, în pronaosul mănăstirii Arnota. Și această bisericuță de lemn el o ridicase pentru călugării de la mănăstirea Bistrița, care vreau să se retragă și să ducă o viață mai pusnicească aici. Așa că acest loc este încărcat, pe lângă acest mormânt al lui Matei Basarab, este încărcat de foarte multă rugăciune. Ea a fost de la 1600 un loc pentru sihaștri, un loc unde foarte mulți chiar s-au nevoit și s-au jertfit și nu a fost ușor, pentru că atunci nu era ca astăzi, nu aveau atâtea condiții, era mult mai greu să trăiască și efectiv erau adânciți doar în rugăciune, asta era ceea ce le dădea putere. Și acest duh a rămas peste veacuri și cred eu că se simte atunci când intri în curtea mănăstirii. Da, e o energie aparte, asta am simțit și eu. Mă bucur dacă ați simțit lucrul ăsta și cred că îl simte fiecare călător care vine și intră în această curte. Mulțumesc! Ne aflăm în atelierul de pictură al mănăstirii Arnota și aici, doamnelor și domnilor, de aici pleacă icoanele către dumneavoastră. Este multă dăruire, muncă,
armonie, credință. E o atmosferă extraordinară aici. Sper că reușesc să vă împărtășesc și dumneavoastră. Sunt cu Maica Stareță Ambrozia, care o să ne spună câteva cuvinte. Așa este. Acum ne-am așezat lângă o icoană care nu este realizată în atelierul nostru, însă face parte din șirul icoanelor făcătoare de minuni din Arhiepiscopia Râmnicului, pe care Înalt Preasfințitul Varsanufie le-a rânduit pentru mănăstirile din Arhiepiscopie. Nu ne-a rânduit icoana Maicii Domnului Echiptisa. Este icoana la care Sfânta Maria Egipteanca, că tot a fost acum de curând citită viața ei în biserici, la slujbe, este icoana la care ea s-a rugat că dacă Maica Domnului va îngădui să intre în biserică la Ierusalim, acolo unde ea se dusese așa cu mulțimea să viziteze fără să știe prea multe, își va schimba viața. Și într-adevăr, după aceea și-a schimbat viața. Maica Domnului a îngăduit să intre. Aceasta este o copie după icoana care era deasupra porților intrării în acea biserică a Ierusalimului. Da, este într-adevăr extraordinară și bănuiesc că foarte repede ea va fi expusă în biserică. Da, sigur că da, încă n-am găsit, nu știm data exact, însă cu un baldachin frumos, minunat, într-o slujbă arhierească, o să o așezăm în biserică spre unde se vor putea închina toți pelerinii care ajung la mănăstire. Sunt perdeluțe, pentru că vorbeam de tradiții și că de faptul că în mănăstiri tradițiile acestea au fost duse mai departe, am încercat și noi să facem seturi de napoane, de fețe de masă, de perdeluțe, draperii brodate, așa cum este Da. aceasta. Și cele de aici sunt un set de perdele, cum erau înainte, se puneau în partea de sus a ferestrei și în partea de jos ca să nu fie văzut de afară și în mijlocul rămânea liber ca soarele să poată să pătrundă în încăpere. Așa sunt și acestea, niște seturi pe care noi le-am cusut aici la mănăstire. Tot din materiale naturale, la fel, prețurile nu sunt unele foarte accesibile pentru că orice lucru care este natural costă Da, mai mult. costă, este adevărat. Dar cred că v-ați lovit cumva de chestiunea aceasta, că tot timpul simțiți nevoia să vă justificați de ce totuși prețurile sunt un pic ridicate. M-am lovit pentru că vremurile sunt grele și într-adevăr așa este, însă dacă vrei să ai un lucru natural în casă, trebuie să dai un pic mai mult, însă te ține și el. Te și ține mai mult timp. Era o vorbă, nu știu dacă se potrivește aici. Suntem prea sărași pentru lucruri ieftine? Da, exact așa este. Ele au o altă durată și sunt atunci când le folosești, au altă finețe, au altă. Efectiv, parcă nu te zgârie la mână când le vezi. Iată-ne, doamnelor și domnilor, că ne-am mutat în atelierul de broderie al mănăstirii Arnota, aici unde măestria măicuțelor este cu adevărat evidențiată în aceste produse foarte, foarte frumoase. Vorbiți-mi un pic ce aveți în mână, un ștergar, o perdea, ce este? Da, și la ochi, pe mine. Da, îmi vorbeați de niște pernuțe cu ungeraș pe care nu le mai aveți, pentru că iată, le-ați dat, sunteți sold out pe pernuțe cu ungeraș. Da, o să mai facem, însă deocamdată așa este. Lucrăm la altceva, lucrăm niște veșminte și n-am mai reușit să facem. Am avut destul de multe, dar s-au terminat și sunt pe catifea cu diferite culori și cu un ungeraș acolo care să vegheze somnul celor care se odihnesc pe acea pernuță. Vorbiți-mi despre această draperie. Este foarte, foarte frumoasă. Da, este la fel realizată la noi. Am vrut pentru un salon deosebit, așa am început să le facem și asta este prima dintre ele pe care am făcut-o de probă. Însă se pot face la comandă orice modele, pentru cine dorește se poate face practic orice. Orice, orice, pentru că iată, aveți îndemânare, aveți începere.
aveți măiestrie și aveți dorința de a da, face și, aceste și lucruri. avem o mașină de broderie cu programator, cu pe calculator și deci practic de asta zic că putem face orice model, adică la cerere se poate face, v-am zis, orice. Păi ce să vă urez, spor la muncă și să vindeți cât mai multe și să realizați tot ceea ce vă doriți să realizați aici, pentru că cumva dumneavoastră administrați toată această poveste, vă autogospodăriți și iată, faceți și reușiți să generați și venituri în plus. Păi, încercăm să ne descurcăm, pentru că vremurile, așa cum spuneam, sunt grele și salariile pe care le avem sunt puține și mici și atunci, ca să putem să ducem toată mănăstirea asta mai departe, încercăm să ne descurcăm din munca mâinilor noastre.